Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Numele meu este Alex, iar astăzi o să jucăm un meci cu Hecarim în junglă. Pentru că m-a rugat mult să joc cu Hecarim în junglă și să explic cum se joacă. Acest videoclip va servi ca o bază a cum să joci cu Hecarim, pentru că e un campion destul de simplu. Jucăm cam în gold, deci inamicii sunt destul de bunicei. Încep să fac clear de la red, mă duc în Krags, după aia mă duc în Church, după aia termin tot. Pentru că pe Hecarim vei să faci chestia asta de fiecare dată. Pur și simplu e important de unde vrei să începi. În meciul ăsta prefer să încep de aici, pentru că deși ăștia o să pușeze și probabil sunt șanse mari să fac un gank aici. Ok, tocmai a luat Ione kill pe Fizz. Ione este primate cu Olaf, ceea ce mă ajută știind chestia asta, pentru că pot să mă duc pe topside și să câștigăm scuttle fight-ul, în cazul în care va fi un scuttle fight. Deși ei au Volibear, Ione deja și-a câștigat practic linia, ceea ce e super ușor. Level 3 nu pui punct în E pentru că nu te ajută cu absolut nimic, pui punct în Q pentru că o să ai full clear mult mai rapid. La level 4 te duci și faci gank-uri. În schimb, botlane-ul meu deja murise odată. Acum gen, vedem, Jin vă că se bate cu Caitlyn. Nu știu dacă o să se întâmple ceva. Ideea e că e destul de greu de gankat Darius pentru că are Ghost. Dacă îi prinde asta un Q sau ceva, gen e super fresh. Vedem ce se întâmplă. O să-mi termin full clear-ul, cum am zis. Având două puncte în Q, curăț mult mai repede decât aș curăța dacă aș avea EU, pe care oricum nu-l folosesc absolut deloc. O să dau smite-ul pe blue pentru că rămâi fără mana destul de repede. Și începem și e mort. Well played. Insane. Ok, probabil o să curăț crab-ul sau direct un gank pe mid în crab. Volibear curăță destul de repede și el, dar nu mi-e frică de un gank de-al lui, nu știu de ce. Like, pur și simplu nu mi-e frică de un gank de-al Volibear. Chiar cred că putem să facem un gank easy pe mid lane. Dacă n-ar fi wardat. Nu e wardat. Ok, n-are E. N-are probabil nici flash. Aia zic. Easy peasy. Și acum mă duc spre top, pe că e mort cel mai probabil. Ceea ce înseamnă că o să iau repede de tot crab-ul ăsta și probabil o să-l iau cu smite când îmi vine up. Adică imediat o să dau smite-ul pe el și mă duc să iau și celălalt crab. Bun, Volibear știm unde e. I-am dat ping-ul ăsta, sper că nu moare. O să iau și al doilea crab, ceea ce mă pune în avantaj destul de mare față de Volibear. Deși a luat două asisturi până acum, nu știu care a fost. Aba da, al doilea a luat la invade, am uitat. Ok, și având în vedere că nu se întâmplă absolut nimic pe hartă, cel mai probabil o să se întâmple maxim un gank pe botlane. Dar e destul de greu că avem super multă viziune. Oricum au murit dinainte. Ok, atunci terminăm full clear-ul. Începem din nou, facem sequencing exact cum am început. Având în vedere că am început cu redul, redul nu se spawnează. Redul și blue nu se spawnează atât de repede precum restul campurilor. Așa că, ceea ce o să fac în momentul ăsta, o să încep să-mi fac sequencing de la Krags, pentru că sunt primii care se spawnează, având în vedere că am luat imediat după red. După aia ciorile, după aia lupii, după aia grompul. Ideea e că e risky, mai ales în elo-ul ăsta, să facă ăștia Draco acum, dar pentru că am crab acolo, nu mi-e frică. Înseamnă că în cazul în care Volibear s-ar duce la... Ok, aș fi putut să fiu și acolo, dar că, ok, s-a luat kill pe totul bine. O să termin full tier-ul pentru că o să-mi iau boots plus tier, care e cel mai bun bag pe care poți să-l ai pe Hecarim. E efectiv cel mai bun bag de departe, primul bag. Ok, nu o să-mi dau smite-ul la campul ăsta. O să mi-l țin. De fapt, o să mi-l dau. Ok. Unlucky. Să-mi dau back. Ok, în momentul ăsta o să fiu puternic și o să pot să am mult mai multă prezență pe hartă. Să-mi iau ăsta cu tier și pot să-mi iau și un long sword. Bun, o să mergem spre botlane. Top lane-ul e câștigat. Bine, dacă mai vine, dacă mai vine Volibear la gank, nu e câștigat sau ceva. Trebuie să am grijă. Dar în același timp vreau să iau Draco.
Sunt șanse mari că ei să-l facă în momentul ăsta. Ok, nu-l fac. Interesant. Dăm un ward, just in case. Nu știm dacă au ei ward aici, gen. Sunteți gata? Haide. Ăștia-s morți amândoi. Shut down pentru mine. Huge. O să-l ajut să curețe repede wave-ul. Pentru că vreau să merg aici. O să iau ăsta. De ce nu? De fapt, mi-ar trebui să mă apuc mai repede de Drake, dar e ok. Punem și un ward aici. Să vedem mai ușor când vine Volibear mai din timp. Oricum eu am ultimata pregătită. Dacă are și Volibear, sunt șanse mari să pierdem lupta. Dar având în vedere că sunt cu Jhin aici, nu cred că o să... vedem. Volibear n-are level 6, ceea ce înseamnă că n-are cum să câștige. E imposibil. L-am luat. E mort. Opa. Ok, flash-ul lui Lux dat în proces. Sunt șanse foarte mari să o pierdem. De-aia trebuie să avem grijă. Dar sunt șanse mari să... Adică noi o câștigăm, gen. Dar sunt șanse mari să mor eu. Aia e faza. Ok. Huge. Probabil moare și Caitlyn din nou. Phase rush proct. Huge. Și cred că Fizz a murit? Nu, Fizz e în viață. Uf, l-a prins. Uf, ok, unlucky. Vedem unde-i Fizz. No, e ok, nu dați chase. Oh, mamă. Huge. Huge. Mamă, cât de fidat e acum Jhin. Irel. Wow, cât de fidat e Jhin. Am 6 assist-uri în momentul ăsta. A fost insane. Deși au și 10 kill-uri. Au luat ceva pe bot lane. Au fost niște lupte nebune. Ideea e că eu jucând de atâta timp Hecarim, nu pot să vă învăț gen combo-uri și chestii. Pentru are combo-uri, nu zic. Nu sunt grele, dar nu pot să vă învăț comborurile astea, puteți doar să vă uitați la mine, să vedeți ce fac. Și gen să luați după și să ziceți, a, ok, gen, face chestia asta, l-am văzut cum face asta pe Alex, pot să fac și eu. Ok, primul item pe care o să-l iau, pentru că e și build nou, o să vă arăt imediat care e build-ul, e un build super mișto, care mi se pare super bun, mai ales pentru match-ul ăsta, dar e bun în general, pentru că e super bun itemul. Încep cu Eclipse. Nu mai încep cu Spear of Shojin. Deși și Spear of Shojin e un item bun ca prim item. Gen da, te-aș ajuta, dar fuge prea departe. Iar tu îi dai chase aiurea. În schimb, să-mi dau back. Trebuia să-mi dau back, n-am fost atent. Nice. Ok, mi-am dat ghost-ul degeaba. Da, ok. Ți curăță asta. O să joc la Herald. S-ar putea să-l pierdem deja. Pentru că, na, am venit aici la gank ăsta care aparent din a fost nevoie de mine. Da, ok. O să iau și un control ward. Și un... nu, n-o să mai iau sweeping lens. Dacă vă întrebați de ce nu joc cu sweeping lens și joc cu stealth ward, de pentru că stealth ward-ul a fost buffuit. Ai mult mai mult value de pe stealth ward în momentul ăsta decât de pe sweeping. Sweeping lens-ul are cooldown mult mai mare în momentul ăsta. Am pus budding așa, dar am pus să vă arăt în shop despre ce vorbesc. Sweeping lens-ul în momentul ăsta nu merge Q-ul cât sunt în shop, unlucky. Ok, vrea să se apuce de ăla, dar e destul de greu pentru că sunt foarte fidat în momentul ăsta. N-are ce să-mi facă. O să iau repede red-ul, blue, pardon. Nu cred că trebuia să-mi dau smite-ul aici, dar vreau să-l iau mai repede. Just in case, you know. Să fac asta. Ok, el chiar face asta, gen. Cel mai probabil. Ok. E ok, l-a luat Olaf. Dar dacă o să dea topul jos. Să vedem dacă și-a făcut red-ul. Sunt foarte curios. Foarte, foarte curios dacă și-a făcut red-ul sau nu. Și l-a făcut, ok.
șanse mari să mor aici, de să am grijă. Ok, e mort el. E worth, cred. Nu știu ce să zic. Ideea e să reușesc să scap de Fizz. Nu cred că mă prinde, e imposibil. Și n-am shadown oricum pe mine. Dar nu cred că mă prinde. Și cred că, da, am Eclipse în bază. Deci clar îmi dau back și jucăm la asta. A fost foarte greedy să încercăm să-l omorăm aici pe Darius. Pentru că Darius a luat shutdown. Plus că avea flash-ul, nu știu dacă a dat și ghost-ul, dar flash-ul l-a dat sigur. Aici e foarte greedy Ione. Ok, și arată Fizz ultimata. All good. Atât timp cât Fizz și-a ratat ultimata, totul este bine. E foarte... e nașpa ca la shutdown aici, Volibear. Volibear e un campion foarte puternic, dar am mitica deja. Adică pentru lupta asta, gen... E gen, pentru lupta asta, e imposibil să pierdem pentru că sunt mult prea fidat. Ok, și... Ok, e moartă. Cred. Nu știu. E moartă. Holy fuck, ce close. What the fuck you mean? Oh, ok. Nu fi greedy, nu... Nu fi greedy, doamne, a trebuit să-mi dau smite-ul. Ce greedy, murea gen. De ce ai fost greedy, că-l băteam eu? A vrut el să-l ia pe al 8-ulea. E ok. E ok că Drake-ul e al meu oricum, Volibear e mort. Build-ul ăsta e foarte bun pentru că nouă Eclipse, în afară de faptul că îți dă armor penetration și movement speed, ceea ce două statistici extraordinar de bune pentru Hecarim. Nu doar pentru Hecarim, pentru orice campion în general. Ah, fuck me. Okay. E lux aici. Nice try. What are you doing, little girl? Ce credeai cum să facă, gen? N-avea efectiv cum să mă bată. Sau nici cum să mi-l fure, gen. Era... Foarte... Eram foarte slab dacă pierdeam Drake-ul ăsta în fața lui Lux. Hai, că pierzi un Drake când vine inamicul și îți dă smite mai bine decât tine, e una. Dar să pierzi împotriva lui Lux în Drake, e alta. Okay. Următorul item în principiu ori poate să fie Spear of Shogun, ori poate să fie Mana Mune, ori poate să fie Black Cleaver, în funcție de ce echipa au, sau dacă au healing poți să-ți iei Chainsword. E în funcție efectiv de echipa lor, următorul item. Important este ăsta. Dacă au foarte mulți squishy în echipă, poți să-ți iei și Duskblade of Draktar. Nu-l recomand neapărat. E mult mai slab din punctul meu de vedere decât Eclipse. Dar... m-am dat eu. Fuck me. Dacă aveam râu, gen îi bat pe toți. Efectiv. Îi bat pe toți efectiv dacă aveam râu. Știam că o să-i dau dodge. E așa de simplu să le dai dodge în momentul în care ești Hecarim și ai movement speed-ul ăla. Și nici măcar n-am movement speed-ul insane, că nu am terminat itemul de jungle. Ăsta e mort probabil, cel mai 100%. Oare? Nu, no, Lil Bro. Ok, a trebuit să-mi dau smite. Fuck, Lil Bro, a trebuit să mori aici. De ce sunteți greedy? E ok, am 3 cu 0, who cares? Like, who gives a damn? Am 3-0. 3-0 cu 11. E 10, iertați-mă. Scor mega pozitiv. Și pe farm stau super bine. E super în spatele meu pe farm Volibear. Normal, pentru că sunt mai fidat și am item mai multe care îmi permite să... Lucru care îmi permite să farmez mult mai repede campuri. Ca să vedeți unde intervine puterea cea mai mare a lui Hecarim. Din punctul meu de vedere. E momentul în care se termini jungle itemul. Te miști atât de repede, mai ales când treci, pentru că ce se întâmplă când îți iei jungle itemul albastru? În momentul în care tu treci prin tufe și... Uite, vezi? Eu primesc movement speed super mult în momentul în care trec prin tufe, așa. Da, l-am fidat foarte mult pe Jhin. E imposibil să mai pierdă meciul. A luat Jhin toate kill-urile în toate luptele posibile. Are 11. Jhin Sina. E și main de Jhin, nice. Mă ofti că am pierdut primul meci. De pe contul ăsta pe care am încercat să-l joc.
pentru că îmi luase Hecarim-ul. Am luat Hecarim-ul și nu sunt atât de bun să spunem pe toți campioanele din joc, cum sunt pe Hecarim. Având în vedere că am mana immune în bază, vreau să câștigăm o dată repede meciul, deci nu o să mai îmi fac altceva. Deja am 3 iteme efectiv, datorită Depth Marketului, Features Marketului. Sunt cred că eu și Jin suntem singurii care avem 3 iteme, ceea ce îmi permite să îmi iau acum mana immune care o să mi se transforme în una mana. O să am super multă mana, plus damage-ul de pe iteme este insane. Deci e foarte bine, sunt extrem de fidat. Pentru rune, pentru cine e curios, le-ați avut aici în față tot meciul. Joc phase rush pentru că mă ajută foarte mult la movement speed. Cum v-am zis, lui Hecarim îi place foarte mult movement speed-ul. Și așa are movement speed enorm. Și cu build-ul ăsta pe care l-am, movement speed-ul de pe tine este insane. O să vedeți imediat. Ce am probabil putut să vedeți deja? Oh. Cred că am luat și ăsta. Credeam că l-am luat. Mă duc topside, deși nu cred că e nevoie de mine. Sau probabil o să încerc să-l bat pe ăsta aici. Cred că mă știe. Bună! Peștișor! Uf. Hai să fim serioși. Mi-am dat ghost-ul, just to finish the job. Tier 2 este super worth. Faci foarte mulți bani pe tier 2 tire. Am murit, e ok. Am fost greedy, e ok, se întâmplă. I-am dat shutdown lui Fizz, e ok. All good, nu este nimic pierdut. Și încă avem Heraldul, dacă puneam Heraldul, holy fuck ce făceam. Dădeam tot topul. Și harta era noastră pentru scurt timp. Oricum e a noastră deja, dar înțelegeți ideea. Cât de fidat sunt, îmi permite să-mi iau... Deci în momentul ăsta sunt foarte fidat, ei n-au... Bine, au destul de mult armor actually. Aș putea să nu-mi iau Spear of Shogun, să-mi iau Black Cleaver primul item. Ar fi un... să zicem o mișcare inteligentă. Și având în vedere că sunt tank cu echipe în momentul de față, o să-mi iau Keen Legend. Ce îmi place la Spear of Shogun și la Black Cleaver e că în principiu au aceleași componente, doar că Spear of Shogun are și un BF Sword. Deci dacă ți iei Spear of BF Sword, ești cam blocat în Spear of Shogun. Nu poți să-ți iei altceva. Ai, bine, poți, dar o să rămâi cu profesor, dar... Holy fuck, that's unlucky. Very unlucky. Imediat își de ultimata. Nu și-a mai dat-o, cred că sunt... au renunțat, dar cam fiecare meci e cineva în echipa lor care nu vrea să dea efect. Dacă vine aici e triple kill, oricum cred că e triple kill. Holy fuck, nu mi se copierde în lupta. Vada. Ok. Fiți atenți movement speed aici. Hai, are tufa. Mă rog, tureta. What the fuck. Wow, ok, am scos flash-ul, not bad. Nice try, fishy, fish, fish. Ai, Voliber, ok. O spulberam și pe Caitlyn în toaleta dacă nu venea Voliber aici. Pune Heraldul. Pentru că dăm tier 2 de pe mid, care e ultimul tier 2 rămas pentru noi. Ok. Nice, 300 gold pentru mine. Ai... grijă, de ce te sinucizi, că n-am oricum de ultimata ca să te ajut. N-am cum să câștigăm lupta aia fără ultimata mea. Ok, dar e încă în viață, pare.
Da, GG. A dat cineva surrender. Very funny. Și sunt în viață. A încercat și Caitlyn, ok. O să luăm baronul. Ideea e că sunt... Ah, sunt ok. Mi s-a făcut repede viața pentru că am red buff. De-aia îmi place mie red buff foarte mult. Ok, Spear of Shogun în bază. Zerilda's Grudge sau... O să luăm ăsta. Pentru că sunt probabil tank cu echipe în momentul ăsta. N-avem un tank mai... Bine, e și Olaf de fapt. Că s-a dus pe build-ul la OP. Princess Kiana, nice. A murit odată ca un noob, nu trebuia să mor. Acolo a murit, singurul moment. Aveam scor efectiv 9-0 și suntem în gol, repet. Cam așa arată meciurile mele cu Hecarim. Atât timp cât am și echipă care se joace, normal că așa arată. Sunt și meciuri normal în care echipa ta nu o să joace cum joacă echipa mea de acum. Ceea ce e total normal și mie mi se întâmplă de o grămadă de ori chestia asta. Acolo pur și simplu șansa de reușită a meciului e mult mai mică, dar încă tu ai potențial foarte mult să cari. E foarte important să te uiți și la cum e echipa, mă rog, cum joacă echipa, dar și la campionii pe care i-au ales, pentru că campionii dictează super mult. E super, super important. Și acum ce o să facem? O să începem să punem mărduri. E prima dată, mă duc pe mid. Nice try. I am the storm, ești mort. Ok. Nice slow, da. Cu siguranță voi fi slowit foarte mult după slow-ul tău. Mai ales că sunt Hecarim. Și pe Darius pot să-l bat, dacă ajung la el. Okay. Hai să dăm un Nexus-uri. Dacă aș avea râi, bat amândoi, dar nu le am. Probabil îl bat și pe Darius, de ce trolez? Ar trebui să mă duc. Ah, ok, m-a prins Lux în Q, nu-l mai bat. Ok, iau Nexus-ul. Inhibu, mă rog. M-a prins Lux în Q, dacă nu mă prinde, îl băteam și după aia probabil o băteam și pe Lux. Se întâmplă. Următorul item, cum am zis, Black Cleaver, pentru că mă face și mai tank, o să dau și mai mult damage și mai ales în Darius și în... mai ales în Darius și în... lasă-mi mie. N-am mana, uite la mana mea. De-aia îl vreau. Ok, jucăm la asta și câștigăm match-ul. Kid, let's kid. Ok, Jin. Trebuie să-mi dau ghost-ul. Am încercat să am fost în Q-ul lui Lux toată viața în match, în lupta asta. Efectiv. Unlucky. My bad, nu trebuia să, fiu, nu trebuia să mă bag să încercăm să-l omorâm pe ăla. Pentru că acum am pierdut soul-ul aiurea. Dar bine, Olaf gen poate să le dea endo, efectiv. Cel puțin de autoritatea asta. Asta s-a supărat că am luat blue. Your turret has been destroyed. Până și ăștia îl iau la mișto cu aia, cât de penibil. Până și echipa îl ia la mișto pe Jin pentru că s-a tiltat că i-am luat blue gen. Iar eu sunt Hecarim, gen un campion care consumă foarte multă mana. Nu zic că el nu consumă sau ceva. Vezi, gen, până și ăștia le iau la mișto. Dar mă bucur că s-a prins spate acum cât de prostie. Pentru că
Vrea să ne piardă meciul acum dintr-o dată, după ce l-am fidat atât de mult, gen. Nu știu, să încercăm să nu murim aici. No, nu mă... I'm down. E moartă. A făcut Lux curățare de worlduri. Niciodată nu face asta. Are bine, are 4-12. Holy fuck, l-a omorât pe ăla. Oh, nu. Sunteți doar voi doi versus toată echipa lor. Ok. I'm down, de fapt. Nice, spirits. Nice, tanchez tureta. W pentru armură și magic resist. Și... pentru cei care nu știu, W, în afară de faptul că îți dă toată chestia asta care teoretic dă damage, dă foarte mult healing. Deci dă magic resist, armură, 35 din ambele, mai ales când ai la mare rank maxim, de-aia maxez W. Și îți dă healing pe Q-uri. E super super pe W. De-aia maxez Q, după aia W. Cred că ați înțeles, a fost un match destul de informativ. Mai ales dacă te și uiți la el, știi că nu pot să-ți vorbesc tot. Te uiți la mine cum joc și încerci tu să joci la fel, gen, e super simplu. Așa mi se pare cel mai simplu să înveți. Dacă v-am plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, iar noi ne vedem la viitoare. Vă pup, spuneți în comentarii ce mai vreți să vedeți.